Numele Stoica se confruntă. Toată sufarea care există în pușcării intră sănătos și ieși bolnav în loc să iese reeducați. Ies direct bun de morgă. Bine, acum mă scuzați pentru că Adrian ăsta a ieșit sănătos. Adică nu e vreau să vă spun că dânsul stă la, mai mult la, am înțeles, la cabinetul medical pentru că este destul de bolnav. Dar nu e posibil să ai 3-4 grade în camere. Nicăieri în lume, dacă s-ar întâmpla într-o pușcărie, de exemplu din America asta, să nu-i dai 20-22 de grade în celulă, ar lua foc pușcăria sau în Elveția sau în Germania. Nu există, pentru că noi tratăm pe cei care îi băgăm acolo, îi condamnăm la moarte, de fapt. Bine, acum știți, sunt mulți pușcăriași de drept comun care nu s-au plâns de aceste condiții. Sigur că aveți dreptate, trebuie să facem închisoare. Nu, domnule, vedeți-vă de treabă, că ei s-ar plânge. Eu învăț. Dar nu-i ascultă nimeni, că n-au notorietate. Ei au notorietate, poate, în a face delicte, dar sunt oameni cu personalitate care când ajung acolo și văd ce se întâmplă, pentru că să vă ferească Dumnezeu și pe dumneavoastră și pe ei care stăpânesc pușcările, ce să ajungeți acolo. La noi sunt cele mai grele. Doamne ferește, domnul Dragomir, tocmai asta spuneam. Noi ne vedem de treabă. Ei nu-și văd de treabă și până la urmă... Parte din ei sunt nevinovați, domnilor. Eu nu cred foarte tare acest lucru, dar mă rog... Sigur, e părerea dumneavoastră. Atunci să te ferească Dumnezeu să ajungi pe acolo, pentru că mor cu zile. Și pe dumneavoastră la fel. Vroiam să vă mai întreb. Mulțumesc. Înțeleg că Meme Stoica se plânge de faptul că nu poate să facă duș. Nu numai Meme Stoica, de dor pe săptămână. Nu, dar acum, domnul Dragomir, să știți că sunt mulți oameni în România care, din motive financiare, le nu fac nici de dor pe săptămână. Dar, mă rog, sigur, diferențe între modul de viață al acestor grei din fotbal și mulți alți oameni. Vă rog. Una e una și alta e alta. Încă o dată vă spun. Dreptul la igienă are orice om. Că unii sunt leneși și alții n-au posibilități. Asta a dat Dumnezeu, domnule. Dar în momentul când îl iei pe un om, îl pui la izolare, trebuie să-i creezi anumite condiții. Nu poți să-l extermini. Că nu, el nu e condamnat la moarte, Meme Stoica. Nu, dacă era condamnat la moarte, atunci înțelegeam acest lucru. Dar el peste un an de zile trebuie să iasă, să lucreze, să ajute societatea. Asta nu înțelegem noi. Noi am rămas tot cu idei nenorocite comuniste din astea, l-ai băgat acolo, omoară-l. Bine, nu au fost foarte multe astfel de cazuri și până la urmă trebuie să luăm și partea cealaltă. Totuși la pușcărie nu ajung... oamenii pentru că au făcut lucruri mărețe în viață. Ajung pentru tot felul de infracțiuni, da, dar așa cum spunea și dumneavoastră... Dacă postul de televizor aseară, era unul care a făcut 12 ani și acum l-au găsit nevinovat. Celălalt de la Târgu Jiu care a murit a făcut... Da, au mai fost erori judiciare, într-adevăr, dar asta se întâmplă, domnul Dragomir, în orice sistem juridic, nu e numai la noi. Bun, stați un picuț, nu există, dumneavoastră. Unde e răspunderea judiciară la noi? Păi dacă faci în America așa ceva și ai greșit, te duci în locul ăluia. Nu prea e nici în America acest principiu. La noi nu există. Nu se aplică nici în America. Acest principiu înțeleg că și Jean Pădureanu, domnul Jean Pădureanu, am văzut o declarație. Bine, Jean Pădureanu e un om bolnav, nici nu mă... un om bătrân bolnav, are Alzheimer, are diabet, își face 6 injecții pe zi. E cu inima, are fai de capul meu, își ia 20 ceva de pastile dimineața, 20 ceva de pastile la prânz, 20 ceva de pastile seara. Bine, se asigură totuși acolo aceste condiții medicale. Păi cine l-a băgat acolo să o moare repede, domn? Păi cred că singura s-a băgat acolo prin faptele pe care le-a făcut, dacă nu, domnule, puneți o întrebare. Nu, domnule, eu vă spun dumneavoastră, cazul ăsta îl cunosc, Jean Pădureanu este total nevinovat și este acolo. Judecătorii au fost de o altă părere, bine, sigur. Nu putem să punem la îndoială judecata judecătorilor, dar eu vă spun, cazul cunosc foarte bine al lui Jean Pădureanu, este 100%, nu 99% nevinovat, 100% nevinovat, a căzut mesa, cum spun fotbaliștii. Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Dragomir.